Cercetările medicale au descoperit acțiunile pozitive ale produselor alimentare tradiționale, fără euri, coloranți și conservanți. De ce strămoșii noștri au fost sănătoși? Nu, află de ce, că nu ne sună bine. Cercetările medicale au descoperit acțiunile pozitive ale produselor alimentare tradiționale, fără euri, coloranți și conservanți. Dar oare de ce strămoșii noștri au fost sănătoși și puternici? S-a dovedit că slănina, consumată cu moderație, întărește sistemul imunitar. Această calitate se datorează acidului arahidonic, care favorizează scăderea colesterolului, îmbunătățește funcțiile de protecție ale organismului și, de asemenea, este necesar pentru producerea compușilor chimici, responsabili pentru răspunsurile imune și reacțiile inflamatorii. Cantități mici de grăsime sunt de folos pentru inimă și vasele de sânge, reglementează contracțiile musculare ale organelor interne, inclusiv ale mușchiului cardiac și sprijină tonusul vascular. Fumătorii au de asemenea un beneficiu dacă mănâncă puțină slănină, datorită faptului că ea conține seleniu. Acest microelement întărește sistemul imunitar și previne oxidarea în organism. Astfel, pagubele produse de țigări se reduc parțial. Slănina încetinește și intoxicarea alcoolică prin acoperirea pereților stomacului cu grăsime și crearea pansamentului gastric, care previne absorpția rapidă de alcool în stomac. Alcoolul trece mai departe în intestin, unde totuși va fi absorbit, dar treptat. Suica de prună slabă conține o anumită cantitate de vitamina A, B, C, D1 și D2, cu eficiență crescută atunci când temperatura băuturii este apropiată de cea a sângelui, 37,5 grade Celsius. Acesta este un motiv pentru care suica de prună fiartă, nu foarte fierbinte, este, în ciuda celor crezute, benefică funcțiilor hepatice, avide în anotimpul rece de vitamine și săruri, cei care suferă de afecțiuni hepatice cauzate de alcoolism. Se recomandă țuica de prună slabă în probleme biliare, probleme de decongestionare hepatică, constipații cauzate de factori alimentari. Precauții legate de consumul de țuică. Țuica de prună poate avea efecte magice pentru sănătate numai în condițiile în care este preparată curat. Nu se recomandă ca terapia cu țuică să devină un obicei. Această tradiție se poate transforma ușor într-un viciu extrem de periculos. A mări doza terapeutică de țuică poate conduce la alcoolism, relatează sursebune.com.